Mascații au descins încă de la primele ore ale dimineții la vila lui Dorin Tașcău din municipiul Târgu Jiu. Dorin Tașcău a declarat că s-a trezit cu procurorii la ușă și spune că au cerut documente în legătură cu firmele la care este administrator. Da, la ora 6 și ceva, o echipă de la DNA Craiova s-a prezentat pentru percheziție la domiciliu și la Consiliul Județean. V-au spus și pentru ce anume, cu siguranță? Da, bineînțeles. Mi-au spus că e vorba de o serie de activități, deci chiar așa e articolul 12, nu știu ce, activități financiare făcute. N-am dreptul ca vicepreședinte al Consiliului Județean să fac activități economice. Ceva de genul ăsta. Păi, DNA-ul se ocupă de fapte de corupție. Păi da, păi cam asta se referă. Ei cred că firmele respective de care vorbesc sunt administrate de mine, dar nu sunt administrate de mine. Mă rog, o să vedem. Da, am pus la dispoziție tot ce... Dumneavoastră aveți firme în care să fiți administrator sau asociat? Nu. N-am, asociat am dreptul să fiu, sunt într-una dintre ele, dar în rest nu administrez niciuna dintre ele. Dar cine administrează? Sunt diversi administratori, n-are sens să intrăm în detalii acum. Ceea ce pot să vă spun este că urmează procedura. Din locuința vicepreședintelui, procurorii au ridicat mai multe documente și laptopuri, iar mai apoi perchezițiile s-au mutat la Consiliul Județean Gorj. Aici procurorii au solicitat stive de documente. Dorin Tașcău a declarat că perchezițiile nu au legătură cu activitatea Consiliului Județean Gorj, asta deși angajații ai instituției au intrat în biroul acestuia cu brațele pline de dosare. Cu niciun fel, nu cu nimic implicat, cel puțin până la întrebarea Consiliului Județean. Am văzut documente, de aceea v-am întrebat. Nu știu ce documente. Descinderii au fost și la primăria comunei Stejar, din județul Gorj, la casa primarului din localitate, Robert Păiuș, dar și în alte localități din comună, cum ar fi centrul medical. Acuzațiile aduse primarului se referă la modalitatea prin care cantități uriașe de combustibil au fost folosite în interes personal de acesta și de apropiația lui și decontate din banii publici.